Asta nu înțeleg eu ce am scris. Deci nu înțeleg eu. Puțin mai încolo. Nu înțeleg, deci n-am înțeles ce am zis. Hei, salutare oameni dragi și bine v-am găsit la un nou episod din Cum le scuip. Astăzi v-am invitată pe surpriză, Anisia Gafton, nici nu te așteptai. Da, chiar. Bun, hai să facem așa, hai. 1, 2, 3 și... Eu am câștigat. Uite-mă cum faci femeia și când câștigi tu tot te adicează. Ce zice un narcisist pe patul lui de moarte? Mi-aș da viața pentru mine. Mi-a plăcut că ai zis ce zice un narcisist și tu te-ai în oglindă în timpul ăsta. Da. Am un prieten băgăcios care a venit peste mine acasă fără să mă anunță în timp ce eram dezbrăcat în sufragerie. O venit pine pulă masă. Nasul meu este ca salariile bugetarilor. După ce a fost tăiat, tot mare-i. Am mers cu trenul la un moment dat în turneu și când am văzut și tren amărât este, n-am avut ce să facem decât să râdim. Am făcut haz din acasă. Proverb malelist. Cine seamănă vale vijelie, culege uraganul. L-am lăudat pe ăla cu vinul din Moldova foarte mult. I-a încântat în strungă. Ține minte, trei lucruri spun adevărul. Copiii, bețivii și colanții. Oare prostituatele au toate exact același program fix? Sau câte bordeluri te obicei? Ce face Fred Flintstone când e singur acasă? La badabadu! Am văzut un supermarket care vomita în timp ce a furat ceva, dar nu l-a văzut nimeni. Hoțul ne-a prins, dezgustător cinstit. De ce nu mă suporta pe mine fosta soacră? Că atunci când am mers la ea, am zis trei lucruri am în comun cu fiul dumneavoastră. Mâncarea, preferințele muzicale și sexul. Nu zic că după sexul cu tine m-am îndrăgostit, dar m-ai băgat în boală. Care din ele? În boli. În boli. Ce mâncare faci un canibal dintr-un cocoșat? Zacuscă de gheburi. Mamă, mișto. În timpul sexului, prietena mea s-a înnecat. Eu am vrut să o ajut, dar am zis sunt cu mâinile legate. Asta m-am prins mai greu. Am o mașină a timpului Dacia Logan. Când mă întorc cu 30 de ani în urmă, lumea crede că am venit cu ea din trecut. Meșterul Manole o speriat-o foarte tare pe Ana. O băgat-o în spereți. Știi de ce e sărbătoarea cea mai pomenită a românilor când vine frigul invierea? Că bă, băiatule, tipa, știi cât e o factură? Știi care e diferența între mine și un copil bogat? Că el e de bani gata, eu îți de gata banii. Serghei, nu zic cu ai mic. Dar te opri la Sephora pentru că o crezut aia că ai o mostră de 3 ml în pantaloni. Știi cum se zice când se transformă dintr-un om de rahat într-o curvă? Că faci din rahat bici. Bun, asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, un like și un subscribe și în toate cele și v-am pupat. Ne vedem. Bye.